Daniel Vâlceanu, juristul societății Minprest, a fost reținut vineri pentru corupție sexuală, iar magistrații au emis pe numele acestuia mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 15 zile. Acesta a fost depistat în timp ce săvârșea acte cu caracter obscen în prezența unei minore de 10 ani. Anchetatorii cred că acesta nu este la primul incident de acest fel. Juristul de la Minprest este un profesionist, susțin șefii săi. A fost un foarte bun coleg, un om capabil, bine pregătit profesional, un model de urmat, iar reversul și tumultul vieții dumnealui interior a fost un șoc. Nu ne-am așteptat la așa ceva. Era un foarte bun coleg, suntem atâtea femei în sediu aici, nu ne-a jignit niciodată, nu ne-a dat de înțeles că ar avea probleme psihice. Nu doar conducerea societății a rămas șocată de atitudinea juristului, ci și colegii care petreceau cu acesta 8 ore pe zi. E regretabil ceea ce s-a întâmplat. Nu vine să cred că un asemenea coleg a putut să facă o asemenea faptă. Încă cred că nu e el acest individ, pentru că avea un comportament normal la servici. Niciodată nu mi-a dat impresia că are un asemenea comportament deviat și poate el să săvârșească o asemenea faptă foarte gravă din punctul meu de vedere. Întotdeauna s-a comportat foarte, foarte frumos și cu noi, colegele. Niciodată nu ne-a dat ocazia să bănuim ceva. A fost un șoc pentru întreg colectivul. Deci, din punct de vedere al colegilor, aici foarte, foarte frumos s-a comportat. Conducerea Minprest a decis să-i suspende juristului onanist contractul de muncă. Ne-am cerut prin adresă oficială poliției să ne spună data de când a fost reținut. Vom proceda conform legii, vom suspenda contractul de muncă pe perioada anchetării și în cazul în care va fi închis, îi vom desface contractul de muncă. Juristul a făcut recurs la decizia magistraților. Acesta și-a recunoscut vina, dar și că are probleme psihice pe care nu le-a spus nimănui. Daniel Vâlceanu este căsătorit și are un băiat.